când îți dorești prea mult și n-ai de unde, te duci unde, l-a furat, urmărit, căutat de toată poliția, toată viața mea, toată viața mea. Când îți dorești prea mult și n-ai de unde, te duci unde, l-a furat, urmărit, căutat de toată poliția, toată viața mea, toată viața mea. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din minunatul joc Borfa Simulator, Hot Simulator, Thief Simulator, oricum vreți voi să-i spuneți. Uite-l pe ăsta ce sunt aici. Îmi place că pot să mă uit pe John Lennon. Mamă, câte casă au. Deci eu trebuie să sparg casa asta. Trebuia să iau chestiile alea electrice și le-am cumpărat ca să sparg alarme. Pot să sparg și alarme de mașină acum. Am crescut în level off camera și am făcut mai multe chestii off camera. Uite-o și pe nebuna asta. Aolo, culege flori. E, n-are ce să-mi facă că eu acum sunt în afara curții cum ar fi și sunt total în regulă. Dar, nu știu rutina lor, frate. Trebuie să plantez o cameră, știu șmecheria. Dar faza e că au parcarea foarte departe de ei și mă oftică grav. Trebuie să plantez aici o cameră. Trebuie să o las 24 de ore să mă întorc să-mi iau camera. Și atunci o să aflu mai multe. Dar până atunci pot să... Aolo, da, greu e să apăs pe astea. Pot să mă uit cu mouse-ul la... Cu binoclu, pardon, la camere. Hai te, na, sare ăsta repede că folosesc truse de hoț, auzi. Și astea de hoț, fratele meu. Bă, și tot se acadează jocul de la o vreme, nu știu de când am ajuns... Așa de departe, mă, cam enervează. Dar chiar n-am ce să fac pentru că e prost optimizat. Dar chiar n-am ce să fac și nu renunț acum să-l joc. O să-l joc așa cât o să pot. Am verificat și nu e de la mine, fratele meu. E de la ei, că nu e jocul deloc bine optimizat. E foarte enervant când ai, nu știu, o placă video destul de bună, procesor destul de bun și sunt jocuri de-astea care nu sunt optimizate. Și mai s-a marcat la fel, frate, și mă enervează rău. Dar, na, asta e, n-am ce să fac. Acum o să mă duc în parcare, o să dorm. Să mă duc în parcarea asta de aici, pare mai apropiată, totuși. Dar nu-mi convine nici parcarea asta, că parchez mașina la mama dracu. Dar n-am ce să fac, asta e, o parchez aici. Și parchez mașinuța aici și trebuie să dorm 24 de ore. Și o să fac o șmecherie, o să dau cu o oră minus ca să dormă 23 de ore. Hai, mă. Și după mai dau 2 ore în plus și mă duc să ridic cameruța. Cameruța? Cameruța? Zici că e din Camerun cameruța. Am mai dormit încă 2 ore. Hai să mergem repede, repede, repede. Uite sacadarea asta, mă refer când aleargă. Nu știu dacă voi o să o vedeți pe filmare, dar eu o văd pe joc și e foarte nașpa. Ia să văd. Uhu, l-am descoperit rutina. Bă, ai dracu, fazei, că amândoi sunt acasă cam majoritatea timpului. Și pleacă la un moment dat unul din ei. Hai să mă uit să văd ce mai au ei pe aici. Apropo, să... cred că o să fur și o mașină episodul ăsta. Așa că nu mă pot abține, frate. Trebuie să ciordim și o mașină. Uite aici o cameruță. Cameruță? Mă, ce-s cu vorbele astea pe mine, mă? Să mai vedem ce cameră mai există. Mi-e frică că au cameră și pe interior și chestii de-astea. Oare au cameră și pe interior? Habar n-am, frate, dar faza e că sunt amândoi acasă. E... cât e ceasul, mă? E 8 seara, încă n-au închis geamurile, văd. Hai să încerc să intru în curte și nu știu, să intru pe undeva. Ia să văd gen 206. Să văd cam pe unde stau, living room, toilet. Deci living room, living room, toilet și după pleacă. Asta kitchen, toilet, living room. Bine, o să încerc să intru în curte. Să văd dacă pot să spar cumva casa. Băi, eu nu mai văd nicio cameră. Sper să nu mai fie nicio cameră. Și ce trebuie să fac eu aici? Să plantez o cameră mică la ei. Și atât. Atât trebuie să fac. Logică dacă vreau și să fur ceva. Nu e problemă. Nu e problemă de război dacă vreau și să fur ceva. Este foarte în regulă, mamă. Da, avem și camere în mișcare, fratele meu. Nu așa orice cameră. Și trebuie să ne mișcăm frumos pe lângă cameră. Să mergem tiptil, tiptil, tiptil.
Oare mă detectează și îmi boschez? Faza e că avem și a doua cameră aici și e enervant. Trec așa pe lângă, nici nu-mi pasă de asta. Nu înțeleg cum deschid poarta. În orice caz, hai să plec. Bă, nu mai e nicio cameră pe aici, da? Să n-alerg ca idiotul să-mi iau aiurea. Nici nu mă obosesc să merg tip-til. Nu cred că ies ăștia după mine. Nu vor ieși în grădină oricum la ora asta. Am destul loc în bagaj. Bagaj? A venit cu geamantanul la furat. Mă, ce dracu, nu e nimic aici în spate, mă așteptam să fie un geam, nici nu m-am uitat bine. A, uite mă, tocmai acum am închis jaluzele, frate, acum 5 minute nu erau trase draperiile și era tot ok. N-am ce să fac decât să aștept să plece unul sau să văd dacă pot să intru în timp ce sunt ăștia aici. Cam greu, frate, cât tupeu-s trebuie să intri pe ușa din față, frate. Cât tupeu-s trebuie să intri... prin ăștia din față. În 5 minute va pleca unul, dar nu mă deranjează. Eu tot încerc să sparg ușa. Hai să vedem dacă reușesc să sparg ușița. Mamă, cât de enervant e. E lung rău. În sfârșit. În sfârșit l-am spart. Aia o fi în fața mea? E ok. Fii atent, o închid. Și mă ascund undeva. Mama aia o să vină. O să vină. A trecut la milisecundă. Ești prost și m-am băgat în garaj. Nu cred că o să vină nimeni în garaj. Mama, și am ditat mai safe-ul. Logical sparg. Bă, nu cred că am ajuns de... Aolo. L-am făcut din prima și l-am resetat. Au. Ce? Bulgari discovered. Cum a descoperit fratele meu? A văzut ceva în curte sau ceva, nu înțeleg. În orice caz, mă bag în șifonier. Unde dracu n-au ăștia un șifonier, un pat? Vine poliția! Mă bag în șifonier. Nu merge aici. Bine, mă bag sub pat. Scap de poliție sub pat, oare? Dar nu înțeleg ce a observat că am... furat. A văzut ușa aia că e hăcuită sau ce? Chiar nu înțeleg. Aolo, vine polițistul. Mamă, oare mă vede? Ești prost? Stau nemișcat, frate, mi-e frică. M-am mișcat odată off camera și m-a prins. Nu m-a făzut, mă! Nu m-a făzut polițistul, ești prost? Pot să mă și mișc? A plecat fraierul. Dar ce știu el că sunt fix aici. Gata, a plecat fraierul, pot să mă ocup mai departe de chestii. Furtucii pe aici. Dar trebuie să... Mamă, și consolă, ești nebun? Și am o grămadă aici. Poliția încă mă caută, dar eu sunt bine. Eu operez. E nașpa că dacă te vede, mi se pare că nu-ți dă stealth XP. Dar asta e, n-am cum să fiu stealth, frate. Eu ori merg cu tupeu, spar casa știind omul, ori nu mai spar casa, frate. Nu înțeleg de ce omul ăsta încă e cu roșu. Și cumva eu trebuie să pun camera aia fix aici, unde mi-arată cu albastru. Dar stai să văd, gen... Cât timp va sta ăsta pe aici? Mie mi-arată ci că... Bă, cât e, frate, ceasul, că nu înțeleg. A, 206, mă, nu mi-arăta bine. Out, ăsta e living room, bedroom. Aolo, o să vină în bedroom. Cred că trebuie să închid toate chestiile astea pe aici. Le închid și fac zgomot, nu-mi pasă. E ok. Nu s-a prins. Vreau să închid toate astea să nu descopere vreun for. Dar cred că o să descopere din moment ce o să vină în bedroom. Nu știu, mă, eu o să fug dacă va fi ceva. Oare mă vede dacă... Aolo, mă vede grav. Vreau să plantez camera aia, dar nu pot. Trebuie să găsesc alt bedroom. Nu mai am frate și ăștia alt... Ăsta o fi bedroom-ul? Nu știu care e bedroom-ul ca să știu unde să mă duc. Aolo. S-a ridicat, dar s-a pus la loc. Să mai caut și mai are prin baie până se duce el în bedroom. Sper doar să nu-mi descopere furtul. Și când o să se ducă în dormitor, o să mă duc și o să plantez camera aia acolo. Cum trec eu acum, fără să mă vadă, e întrebarea. Nu m-a văzut, nu știu cum, dracu, nu m-a văzut. Aici e garajul, unde a mai fost. La fața e că am văzut că în dormitor e singurul ascunzit și e cam nașpa. Mam.
Violin, asta cred că e scump, o iau. Mă, ce să fac, frate, să aștept, să mă risc, că poate vede la că am furat ceva de acolo, dar nu-mi dau seama ce dacă n-am închis cumva totul. O, posta mea o grămadă de bani. Este o vază antică, dar nu mă risc. Bă, nu mai pleacă la o dată, mă, nene, cât mai stă? Living room, pe la două se schimbă pe dormitor. E enervant rău, om. Și ești riscat, dar sunt fix în fața lui. Nu cred că am vreo șansă. Tocmai s-a uitat la mine, dar nu m-a văzut. Ia să încerc. Ești nebun? S-a mișcat grav. Vine spre mine? Vine spre mine! Mamă, și aprinde și luminile. S-a dus în bedroom. Este, mă! S-a dus în bedroom, mă! Se uită pe geam, dă-l dracu de nebun. Mă duc să-i plantez camera, sper să nu se întoarcă repede. Dacă se întoarce, fug și aia, mă doare fix în cot, frate, eu sunt jupănu. Nu, mă, dar cred că stă acolo. Aolo. Furam tot ce are până atunci. Și am găsit un Samsung și nu mai stau, că pierd vremea degeaba pe la asta pe aici și o să plec, să mă duc în parcare și... Oh, gold. Vreau să fiu nesimțit, frate. Fii atent aici ce o să fac. Unde aveam ăsta aia? Ah, uite aici. Deci dacă tot am venit pe aici, de ce să nu vin până la capăt? Aolo, și mai e puțin până vine nebuna aia. Ăsta e în dormitor. Mă duc repede pe ușă. Nu știu dacă am vreo șansă să ies cu matahala asta de televizor după mine. Nici nu știu dacă se merită și o să-mi iau ceva bani pe el. Hai să-l las jos. Deschid ușa. Ce? Trebuie să hăcuiesc ăsta la loc. Ești nesimțit? Mamă, cât o să-mi ia, fratele meu. Deci nu pot să cred. Bă, cred că o să vină asta acasă. O să mă prind aici, ești nebun? Mă jur? Fii atent de nu mă prind aici. Mamă, m-am super blocat. Am lungit-o și eu în ultimul hal. Ce dracu fac aici? Nu mai îmi iese nimic. Nu, trebuie să schimb direcția. Ok, tot aici m-am blocat. Vine! Nu știu ce o să fac. O să mă bag în garaj și fug prin garaj. N-am de ales. Fii atent. Vede televizorul aia și eu fug direct pe ușă. Chiar dacă cheamă poliția. Nu înțeleg, a văzut tele... M-a văzut camera. Aolo. Deci... Dar stai că n-a chemat poliția, doar m-a văzut așa un pic. Băi, a văzut Dita mai handralaua de televizor și nu zice nimic, nu înțeleg. Se uită încă la televizor. Mă, pe unde am luat-o, mă, pe aici? Oare n-am nicio șansă pe aici, nu înțeleg ce a fost în capul meu. Trebuie să mă lase camera asta să ies. Dar m-au blocat camerele astea rău de tot. Uite-te și tu, nu știu pe unde să o iau, trebuie să o iau pe aici pe colite, am uitat pe unde am luat-o, frate. Trebuie să alerg pe aici să o ocolesc și să mă duc pe ușă. Bă, și tu nu m-a descoperit, ești nebun, deci nu pot să cred, a văzut de mai televizorul care era în perete și n-a zis nimic. Nu mai era în perete, era pe pământ. Dar n-am observat nimic în regulă. Mamă, ce intrare au ăștia aici. Hai să facem și misiunea asta, să vedem ce ne mai dă ăsta de făcut. Ok, și iar mă sună Vini, ce mai vreau ăsta de la mine? O, doamne, trebuie să mă... Doamne, ferește, trebuie să mă duc să-mi iau camera la loc. Băi, ești nebun, ce misiune proastă. M-am întors, nici nu m-am obosit, sincer, să fac noapte, să fac zi. Doar trebuie să parchez mașina asta și nu înțeleg pe unde am luat-o și de nebun. O parchez în boscheți și merg așa direct la ei, frate. Nu mai contează nimic. Sper doar că au geamurile deschise. Și sper că nu zice nimeni nimic în legătură cu mașina, că m-am săturat deja. Oho, și mamă, ce m-a văzut ăsta repede și tocmai vreau să zic că trece unul pe stradă. Dar gata, am scăpat de el. Bă, ești nebun, pe ăștia n-au altă treabă decât să se plimbe pe stradă toată ziua. Ok, și e simplu pe aici. Mă duc să văd pe unde pot să intru. Cum pot să ajung eu în sufragerie. Cred că pe partea asta am o intrare.
Ia uite, aia nu știu ce face, stai să mă uit la aia ce rutină are, frate. 206, ce rutină are nebuna. Stai în bedroom, mai în toilet, 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 aaa. Toilet, 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 toată viața în toilet. Seen by camera? Păi ești nesimțit. Da, reload check, bă, nu, n-are rost. Nici să mă ascund n-are rost, că n-am unde să mă ascund. Să mă ascund la asta în cameră? Oare am timp să intru? Ia să văd. A sunat și alarma, bă, ce nou, low checkpoint, n-are niciun rost. Ok, o să mă mai duc o dată, dar nu înțeleg ce cameră m-a văzut mai exact. Sper să nu fie altă cameră și să-mi fi luat seapă. O să mă duc direct pe aici, pentru că asta n-are treabă, ea stă în toaletă. Ah, bă, bău sunt, am uitat. De ce n-am intrat eu prin față, mă, ce retardat sunt. Doamne, am uitat deja luzele și tocmai mi s-a întâmplat. Mă predau? Sau caut o cale de scăpare rapidă? Nu, deci dacă eu scap în situația asta, eu sunt cel mai șmecher, mă jur. Sunt cel mai șmecher hoț care a existat. N-are cum să am deschis ușa. Unde e polițistul? Încă nu e. Mamă, mamă. Fii atent. Încerc să trec așa repede, poate pot să mă bapă sub un pat sau ceva. Nu, nu, deci dacă eu scap în momentul ăsta, nu cred așa ceva. Că nu mă găsește poliția. Dar unde n-ai bine poliția aia, mă, că... Ia uite-l. Nu mă mișc, nu mă mișc. Nu mă mișc, că mă prinde. Deci cred că ăsta te prinde doar dacă te miști. Da, mă, frate. Sunt incompetenți rău, polițiștii ăștia, n-am nicio treabă, pot să rămân eu ascuns aici toată viața mea. Deci n-am nicio treabă cu mine. Pot să și ies, cred că a plecat deja la secție. Mamă, dar cum mur la alarmele, frate. Ok, și mă uit și eu ce-i pe aici în timp ce poate se calmează și alarmele alea. Ești nebun că fac în ultimul hal. N-am înțeleg cum nu m-am prins și... Aolo, vine ăsta, frate, sper că nu vede furtul sau ceva. Unde se duce, mă, și ăsta? Am pierdut timpul aiurea și uite că acum nu mai pot. Garaj, a, e bine. Dar va veni asta în kitchen. Ok, mă duc repede, cât de repede pot. Iau camera și am tulit-o de aici. Nu mă interesează nimic altceva. Hai, mă, ia camera! Doamne! Chit că mă vede nu știu cine. Ies pe geam direct acum. Oricât. Iar au jaluzile trase? Stai că vine asta acum. Mă, n-am și un geam să ies. Iar au tras ăștia jaluzele. Nu, ies direct pe aici, prin față. Ce? Ce crezi? Mă vede, mă vede. Am luat-o, am rupt-o la fugă. Până mă prinde poliția, n-au ăștia nicio șansă. Opa, aproape m-a descoperit ăla. Frumos, am scăpat și de asta. Hai să închid ușa în caz că o să se uite ăștia în coace. Și am frumos poruta mea și mă duc la mașină și am terminat misiunea așa. Trebuie să o vând pe Black Bay, deci cineva vrea să-i filmez pe aia 24 de ore și să le vând ce am filmat, clar. Întrebarea e că nu-mi pasă, frate, că sunt un hoț ordinar. Și... Ok, unde dracu găsesc asta la Adar? Unde găsesc asta cu camera? Electronics? Da. Ok. Nici nu știu câți bani mi-am luat pe ea. Nici nu contează banii pentru mine. Mamă! În sfârșit mai fur o nouă mașină. Și acum am văzut și să scot o alarmă. Și am de asta de alarmă setat. De la 201, frate. Deci nu știu câte știu despre 201, dar văd dacă îmi place că acum sunt într-un nou cartier și rup tot un nou cartier. Abia aștept să văd câte cartiere vă. Asta e 201, frate. E super aproape. Mișto că mi-a pus-o în drum. Hai să vedem ce știu despre 201. Știu că la 7 pleacă amândoi. Altceva ce mai știu? Mai știu ceva? Am misiune să le fur mașina. Știu de câteva camere, două. Singura intrare e prin față, aparent.
O grădiniță aici. Poți să intru pe la grădiniță, bosule, nu e chiar așa. A, asta e simplu de spart. Ok, bine, simplu, dar nu astăzi. Bă, câteodată, nu știu, îți mișcă chestiile astea în puncte total tâmpite. Și nu poți să le deschizi. A, acu e doar unul acasă. Nu înțeleg de ce vreau eu să închid ușa asta, dă o dracu de ușă. Opa. Mamă, camera fix acum a venit aici, ești nesimțit. Nu știu cum să ajung la garaj și sper că ăsta nu e în garaj acum. Sau o fi în garaj? Este să mă uit așa la el. Kids bedroom. Nu, n-are treabă cu garaj. Mă duc direct spre garaj. Nu vreau să am treabă cu altceva. Alerg printre alarme. Am vreun geam la garaj? Dar e și asta fix aici, mă. Bă, dar fix aici, ești prost? Nu știu cum să iau să nu mă vadă. M-a văzut! Bă, cât tupe ordinar am, bă, nene, deci nu pot să cred. Alerg oamenii în ultimul hal. Și mai și intru în casă așa cu tupeu. Și mă și ascund pe supa dacă mă enervez. Nu, am ieșit pe geam. Hai să mă bag supa că ajuns ăla la scenă. Gata, mă bag supat și nu mă mișc. Sigur nu mă detectează. Ca de obicei. Dar nu pot să cred, bă, frate, că mă detectează ăștia mereu. Ia să văd pe unde vine polițistul. Nu mă mișc, neam. Eu chiar cred că dacă mă mișc mă vede, pentru că am făcut asta off-camera, frate. Sau poate fi o șansă mică să te ia și dacă nu te miști, habar n-am. Dar îmi place că vine, se uită, nu-i nimic, pleacă. Cea mai bună poliție, frate, e asta. N-ai nicio treabă cu ei. Femeia aia stă la scunzătoare, nu-mi pasă de ea. Mă duc direct în garaj. Sincer, nu-mi pasă de orice se întâmplă aici. Închid ușa. Poliția nu mă știe. Vine poliția. Faza e cum o să scot eu mașina. Ok. Hai să vedem cum scot alarma, că habar n-am. Ce trebuie să fac? Am să dau cu mouse-ul. Mamă, cât de frică mi-e de chestia asta. Am deblocat-o. A fost super simplu. Am spart alarma. Nici nu mă obosesc, sincer, să mai fur ceva din casa asta. Vreau direct să ies de aici, dar aștept să plece polițiștii ăștia, că nu înțeleg ce fac, dau un conjur la casă cu mașina. Aștept să plece și să pot să deschid garajul, nu știu dacă trebuie să deschid și o poartă, că ar fi nașpa. Ok, am deschis garajul, dar trebuie să deschid și poarta și aia nu înțeleg cum se deschide. Oare se deschide automat? Sper. Dacă nu se deschide automat, am încurcat-o rău. Dar rău. Ok, deschid cu bor mașina. Super simplu. Deschid ușor ușița, intru. Nu pot să intru. Get in. Așa, și acum panou clasic. 1. Bum. Și plec. Se deschide, mă, poarta? Nu se deschide poarta. Aolo, mă vede asta. Băi, ești prost, nu se deschide poarta. Nu-mi zice că-mi trebuie. Nu-mi zice că-mi trebuie cheie de la poartă sau ceva și eu nu știam asta. Deci nu cred așa ceva și m-am chinuit atâta. Nu, stai să văd dacă găsesc. Închid asta. Închid garajul. Și trebuie, cred că trebuie să găsesc cheie de la poartă. Doamne ferește, păi eu nu o să o găsesc în vecii vecilor. Bă, ești nebun, pot să iau și scaunul ăsta antic, dar nu vreau să-l iau. Vreau să caut în toate astea dacă găsesc o cheie, am găsit Huawei. Încerc să închid ușițele că poate vine la acasă și o să vină. Aolo. A auzit aia ceva. Nu îmi pas. Mă, unde au pus ăștia cheia, mă, de la garaj?
Am găsit o bijuterie, frate, e bună și asta decât deloc, dar tot îmi trebuie cheia de la garaj și sunt sigur că e băgată într-un loc de ăsta în care nici nu-mi imaginez, în la copii sau ceva. Deci sunt 100% sigur că e o porcărie de genul, nu știu, o să încerc să caut în toată casa. Nu știu dacă cumva sunt eu retardat și îmi trebuie o... Trebuia să deblochez asta de acasă. Și n-am nicio șansă să găsesc aici, dar ar avea logică, gen, să le găsesc la ei acasă, cheia de la mașină. În orice caz, dacă nu găsesc asta, ei voi face episod viitor. Dar eu totuși voi încerca să caut pe aici. Mama, a venit și al doilea acasă, ești nebun? Eu nici nu m-am prins de chestia asta. Nici nu știu rutina lor pe unde o să o ia. Eu am intrat așa cu tupeu, că știu că pot să mă ascund dacă vin polițiștii. Dar... e groasă, frate, că nu înțeleg. Am inventory full. Nici măcar asta nu pot să-l iau. Ce am în bagajul? Huawei... headset, hai să las headset-ul, că nu e așa valoros precum un telefon. Sper că nu mă aude asta. Aba. A, e aici, e ok. Nu cred, frate, nu. N-am nicio șansă. Bă, eu cred că trebuie să hăcuiesc ăla, mă. Altfel nu-mi explic. Mama, am găsit violina antică. Și plus video game ce naibii ăsta aici și o violina asta. Cred că e super scump, ar trebui să mă umple de bani. Dar eu tot caut în toată casa asta, deci n-am văzut până acum nicio casă atât de mare cu atât de multe rafturi. Aolo, vine asta încoa. Nu știu unde s-a dus, dar va pleca și asta în scurt timp. Până atunci, ok, închid ușa asta și încerc să mai văd ce mare prin dulapuri. Jocul ăsta se va numi Dulap Simulator, pentru că cam asta am făcut în ultima parte a jocului, pentru că nu găsesc, frate, nimic. Bă, și a plecat de acasă, pot să fac ce vreau. Hai să vedem dacă are... cheia pe undeva pe aici, așa ar fi normal, gen, niște oameni să-și ia cheia de la ieșire pe undeva pe aici, pe la intrarea în casă, nu? Să zic eu, acum, eu știu. Deci nu înțeleg, dacă nu o găsesc în toată casa, înseamnă că nu trebuie să fie aici. Mamă, câte tablete am găsit, U-pad. Nu înțeleg, mai am un raf și mă chinui să-l deschid. Deci nu cred că trebuie să deschid toate rafturile și sunt miliarde. A, uite, de aici pot să dezactivez camerele. Ok, și le dezactivez. Care e, mă, asta că mă încurcă? Bang. Și nu știu care e, unde se duce. Mamă, mă încurcă rău cum se vede imaginea asta. Rădăl ăsta vine aici. Mai e unul care nu-mi dau seama care e. Cred că e ăsta. Bun. L-am oprit. Am oprit camerele. Mai trebuie geamurile să le opresc. Asta s-ar putea să fie simplu. Mă, nu crede cât timp mă chinui aici. Ok, am deschis și... am deblocat și geamurile. Înțeleg dacă trebuie să am pe undeva gen... și... la poartă... Mamă, și astea pot să le deschid? Deci am căutat aproape peste tot, cred. Sunt sigur că am căutat în toate rafturile posibile. Înseamnă că sunt retardat și nu trebuie de aici. Altfel nu-mi explic. Nu, deci mai încerc o dată și după mă duc acasă dacă nu merge, că n-are niciun rost. Sigur înseamnă că trebuie să cumpăr de acasă. Dar nu mi-a zis ăsta în joc și e enervant. Zic că nu mi-a zis. Uite-te și tu, nu se deschide nu nimic. Am lăsat mașina aici. Deci nu cred că nu pot să deschid poarta. A activat ăsta camerele. Ok, mă duc acasă să văd care e șmenul. B,
Bă, și mi-am dat seama, fratele meu, am cumpărat un hint că, doamne, cât m-am chinuit să aflu. Nu înțelegeam ce-mi trebuie, ești nebun. Deci, pe bune, nu înțelegeam ce-mi trebuie ca să intru la nebunii ăștia și acum știu ce-mi trebuie. Are switch-ul în kitchen. Mamă, sper să nu rup ultimul loc pe care l-am. Deci are switch-ul în bucătărie. Cine naibii are switch-ul la mașină în bucătărie, ești nebun? Și în orice caz are toate astea pornite fix acum. Nu știu cum o să fac eu să intru, pentru că are și geamurile închise și e destul de nașpa. Dar văd că unul s-a culcat, e bine. Încerc să hăcuiesc și să mă duc în garaj, poate nu mă descoperă. Uite, fratele meu, unde ținea switch-ul, ești nebun? Aolo, se mișcă aia, sper că nu... Am deschis poarta. A observat ăștia ceva, aolo, vine aia încoa. Aolo, nu vine. S-a băgat la culcat! Mamă, ce bine, frate, perfect. Deci nu se putea mai bine, dar nu pot să trec de asta. Să că o să închid ușa. Deci nu pot să cred unde a ascuns switch-ul ăla, ești nebun? Incredibil așa ceva, până unde a trebuit să mă târăsc. Ca să... Aolo, și trece ceva fix acum pe stradă. Hai să mă pitez, hai că nu m-a văzut fraierul. Scot alarma. Am uitat... trebuie să scop printr-un joc din ăsta, e destul de simpluț. Acum o iau și fug direct. Băi, ca și luată. Îmi arată la început. Acum am observat că mie mi arată la început ce trebuie să... unde trebuie să bag cablurile galbene. Până acum am văzut, frate, și în sfârșit am reușit să iau mașina. Doamne, cât m-am chinuit. Și aici voi încheia episodul, că am lungit-o foarte mult episodul ăsta. Eu am fost până, vă mulțumesc că m-ați urmărit, pe salut, la revedere.